Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ceea ce simte despre voi o anumită persoană în această perioadă. Mi-am recapătat mai multe cristale pe care le aveam în diferite locații și iaca vin cu mai multe opțiuni. O să încerc să fiu mai rapidă, să fac etalări mai puțin lungi. Aveți de ales, dragii mei, între numărul 1, jad sau jasper, nu știu exact, roșu, quartz alb, translucid. Aici verde, numărul 3, aș fi vrut să fie jad verde, dar până la urmă zic, hai să mai pun și pe acesta pe care nu l-am mai folosit de ceva timp, de când eram în partea cealaltă. Aici este, ar putea să fie un hematit, pentru că e un roșu extrem de închis, m-aș bucura mult dacă ar fi hematit, așa zgâriat cum este. Și un grup ușor, un grup ușor de ametiste, știți că de ametist, da. Știți că îmi place foarte mult ametistul, mov, am simțit nevoia și de mov, roșu, alb, verde, un soi de negru și mov. Aveți timp să vă puneți pauză, să vă gândiți, eu mi-am ieșit camera. Am seturi de cărți pentru fiecare, bine, am reușit să strâng destule, dar aș mai vrea totuși să achiziționez câte ceva. Însă am și lumânare, să știți, aici, în spate, lângă camera. Da. Hai să vedem. Cei care ați ales această piatră roșie, am pus-o cu fața roșie, mai puțin cu celelalte. Mă atrage foarte mult această față. Și nu știu dacă e vorba de că mă atrage. M-a atras în ideea că a vrut să se arate. A vrut să se arate în mod special, pentru că am tot vorbit de-a lungul etalărilor despre al treilea element. Cred că, în acest context, dacă a fost o situație între voi, nu se mai vrea acea situație. Se vrea ca pasiunea care există, pentru că există clar pasiunea între voi, să se compacteze. Să se compacteze. Într-o colaborare, eventual. Într-o colaborare. Interesant. Simt că amândoi sunteți extrem de atrași unul de celălalt. Și pentru că ați ales roșu, dragii mei, v-am pregătit un set de cărți tot roșu. Roșu la roșu trage, persoane sexy la persoane sexy trag. Am senzația că amândoi sunteți atrăgători. Aveți ceva așa, un cărcușos, at least. Cel puțin un farmec, dacă nu chiar mai mult, aveți fiecare. De interesant, aici a picat ceara, cum am văzut. Hai să vedem ce simte această persoană despre voi. În timp ce am amestecat setul de cărți, am văzut, mi-aduc aminte, la celelalte, sper să nu uit, ce văzusem? 7 de cupe, da, și judecata. Un anume tip de meditație și fantezie. Probabil că persoana la care vă gândiți, cu siguranță, are fantezii. Sau dacă nu fantezii, măcar visuri. Se gândește așa, mai stă și se gândește ce frumos ar fi dacă am fi împreună, dacă ne-am îmbrățișat, dacă ne-am sărutat, dacă am face dragoste. Că asta înseamnă 7 de cupe. Poate că unul aveți mai multe opțiuni, poate că amândoi, dacă sunteți amândoi sexe, aveți un anume tip de opțiuni. Opțiuni nu înseamnă musai persoane atrase de voi, deși e foarte posibil, dar opțiuni înseamnă și preocupări care distrag de la relație într-un anume fel, în bine sau în rău uneori. Ce-ar mai fi? Judecata? Da, posibil, dacă voi știți că ați avut opțiuni, persoana se gândește, măi, merită să ne împăcăm, să ne împăcăm, să ne împăcăm, pentru că judecata înseamnă și dorința de împăcare, de renaștere. Și 3 de cupe a apărut la un moment dat în timp ce a amestecat, iar acel al treilea element eventual, dar repet, se dorește, eu simt că se dorește un anume tip de împăcare. Interesant că în timp ce am amestecat ca și preetalare a apărut asul de cupe. Dacă e vorba de împăcare, împăcarea va fi nu doar din motive chimice, sexuale, cât și din motive emoționale. Pentru că începe să simțiți dragoste și cred că, nu pot să cred, această carte este atât de frumoasă, nu pot să cred că doar unul iubește. Așa cum nu pot să cred că doar unul este atras sexual de celălalt. Amândoi sunteți ca doi magneți și amândoi, nu e vorba, repet, doar atracție fizică, amândoi vă simțiți sufletele.
E o cupă mare, iau-te așa în spate, o cupă imensă, da? Și pentru că trei de cupe înseamnă întâlnirea cu sufletul pereche, două cupe și fuzionează într-o singură cupe, ia uitați ce uniune frumoasă, s-ar putea marca, să zic, realiza dacă lăsați decepțiile. Eventual, această persoană se simte trădată, poate chiar trădată de voi, sau trădată în general. Bărbați se simt trădați de femei. Dacă sunt femei, se simt trădați de bărbați. Pentru că, repet, falusul este motivația, în general, în situații care implică trădare. Dar, interesant, apare zero, da? Se dorește o nouă etapă în relația dintre voi. Dacă au fost secrete, nebunia care s-a lăsat cu un sentiment de amar, de trădare, se dorește vindecată prin asul de cupe. Hai să zic ce simte această persoană pentru voi. O dată, de două ori, de trei ori și tăiem. Șapte de bâte. A fost o oarecare reținere între voi. O atitudine defensivă, nu știu care dintre voi a fost mai defensiv. Poate că fiecare într-un anumit fel, pentru că am senzația că vă oglindiți, dar poate unul a fost mai mult defensiv fizic, altul a fost mai mult defensiv emoțional, n-a vrut să-și deschidă sufletul, dar încet, încet, cred că și unul și altul va deschide sufletul către celălalt. Ia, uite, măi, lumea, ce superb! Valetul de cupe? Nu, de monede. Nu, de monede. Am spus, un nou capitol se poate deschide acum, pentru că, vedeți voi, nu sunt chiar atât de dezbrăcate încât să le acopăr, din punctul meu de vedere, al artistului. Și unul și altul vă adorați. Și, repet, nu doar fizic, vă placeți, nu doar fizic vă simțiți atrași unul de celălalt, pentru că nu ai să-ți placă fizic un personaj, din punctul meu de vedere. Da, sunt mulți oameni atrăgători, frumoși, dar cei frumoși și Dumnezeu îi place, nu? Dar dincolo de această admirație, să zic, pentru fizicul celuilalt, pentru temperamentul celuilalt, există și atracția fizică. Și unul și altul vă adorați. Eu asta văd. Și dacă vă dați șansa la o nouă relație, la o nouă etapă, pentru că apare valetul. 9 și cu 1, ambele de monede. Puteți, cu aceste monede, puteți să... 9 și cu 1, 10, nu mai zic de 10. Să duceți relația către un anume tip de succes. Nu doar financiar, pentru că vorbim totuși... A apărut elementul financiar într-un context care ținea de sexualitate, chiar de emotivitate sau sensibilitate sau sentimentalism. Însă nu e o chestiune de financiar musai, deși poate pentru unul dintre voi să vă simțiți nepregătit financiar pentru o relație atât de mare, de intensă. În mod special, totuși, deși repet că și femeia este foarte atrasă de bărbat, ba chiar îndrăgostită. Totuși simt că bărbatul, asta mă atrage atenția, bărbatul are acest sentiment că trebuie să muncească în relație, trebuie să se implice practic, să fie stabil, dacă n-a fost până acum, dacă a avut opțiune, acest bărbat își dorește valetul de monede. Să, repet, nu doar să vă atragă emoțional, nu doar să o atragă emoțional, cât și să o îmbete în stări și în extaz și în alte dispoziții extrapământene, cât își dorește să fie stabil. E un anume tip de cult al lui pentru ea, un anume tip de cult, dar, repet, și ea este îndrăgostită, și ea este pierdută în brațele lui, și ea se lasă în voia, s-ar lăsa în voia lui. Dacă aceasta este un vis, asta este visul vostru.
El să fie alături de ea, nu să o domine, pentru că aceasta nu e o carte a dominării, musai, cât să fie bărbat, să fie activ, să fie cel care o are pe mai multe planuri, nu doar fizic, repet. Un foc aici, este un foc în care ardeți împreună, mai e acest foc, mai este și în alte cărți. E chestiune de renaștere, de ce am zis mai devreme. Și interesant, acest foc, că tot ați ales roșu. Da, pasiunea asta vă încălzește firea și viața și unuia și celuilalt. Dar e bine că mai aveți emoții care mai temperează sau nu e vorba de a tempera, de a calma această atracție, acest magnetism, cât de a vă avertiza că e o relație foarte profundă. Interesant, în acest valet de monede sunt trei cupe. Sunt trei cupe. Și între ele o lumânare aprinsă. Dar vedeți voi, este o cupă de altă formă. Plină și nebăută. Ar putea să fie al ei. Ar putea să fie al lui această cupă. E al treilea element care se va fi, nu știu, așa simt. Simt că e lăsat acolo pe masă, ofertă, ok, nu mă interesează, deja sunt cu sufletul meu pereche, cele două sunt aici. Da? Cele două sunt aici. Și ce interesant, el ia din cupa lui ca să-i ofere ei. Aici era cupa ei, vedeți? Aici, acum, deci sunt detalii pe care acum le observ. Poate movul să spună ceva, roșu, văd. Movul. Pentru ea, poate ea este plecată către creștere spirituală cu acest mov și nu-și dorește orice fel de relație emoțională, își dorește o relație profundă și descoperiți că într-adevăr este profunzime între voi. Dar dacă inițial el își ascunde emoțiile și sentimentele față de ea, în timp, în acest nou capitol, încet, încet va avea curajul. Nu doar să fie în față, ci să le prezinte cu, nu știu, cu mândrie, cu încredere. Și interesant, da, faptul că e deasupra ei, repet, nu e o chestie doar de a domina femeia, de a o avea din punct de vedere masculin, ci e o dorință de protecție și în care se lasă vulnerabil, pieptul dezgolit, își lasă descoperite emoțiile. Acum, adaptați mesajele, că și am vorbit și despre el și despre ea. Dacă e un vis, cam asta este. Dacă e realitate, mă bucur pentru voi. Interesant este că la capătul setului de cărți este un șapte de spade. Care șapte de spade în general înseamnă minciuni sau da, pentru unii poate să fie posibil el să aibă o relație despre care n-a discutat foarte mult, dar în care nu există satisfacție. Împăratul poate să fie un om cu responsabilități, un soț sau, eu știu, cine ar putea să fie un personaj cu responsabilități. Dar dacă acest personaj cu responsabilități mai are pe altcineva, nu este fericit acolo sau fericită. Sau fericită. V-ați dori cu șase de spade și unul și celălalt, repet, e o chestiune a ambilor. Să călătoriți mai aproape, șase de spade, să lăsați în urmă și relațiile nesatisfăcătoare și controlul. Posibil ați încercat să vă controlați și unul și celălalt, dar interesant, dacă vă veți întâlni, probabil că toate se vor rupe la un moment dat. Va fi o întâlnire nestăpânită.
manifestări nestăpânite cu lanțul ăsta rupt și toate pe jos. Da. Cam asta este. Ce simte pentru voi. Doamnelor, am zis că vă adoră. Domnilor, și ele s-ar pierde în brațele voastre și s-ar lăsa copleșite de mângâieri, de sărutări, de tot ce vreți voi să-i mai faceți acestei doamne. Hai să... Ia uite, interesant, s-a oprit la romanță. Un mesaj pentru voi. Sunt multe. Dar hai să le lăsăm. Ah, ce frumos. Multe, multe, dar hai să le lăsăm. Că tot am vorbit de transformare, apare 13. Moarte și renaștere. Un nou capitol. Judecata. 10 de spade, da? Elemente care vorbesc despre o perioadă în care nu ați spus ce se întâmplă cu voi, cu viața voastră, nici unul, nici celălalt, pentru că nu ați, interesant cum vine mesajul, nu ați dezvoltat încredere. Nu că n-ați fi de încredere, n-ați dezvoltat încrederea. Repet, poate a fost prea mare atracția și ați considerat că e doar o chestie fizică. Dar între timp, v-ați dat seama că e mai mult decât fizic, e mult mai profundă. Mult mai profundă. Miracole și binecuvântări. Voi faceți ce vreți, dar acest personaj simte că dacă ați fi împreună, ar fi un miracol, ar fi o binecuvântare. Dintr-un punct de vedere, fiecare, la fiecare variază. Și dacă vă veți împăca, iar este un miracol, pentru că ceva s-a întâmplat, alegeți dragostea. 21, interesant. Alegeți dragostea. 8, iar transformare, 13, casa morții, de fapt numărul morții, 8, casa scorpionului, moarte și renaștere, da? Învață să te iubești așa cum ești. Ești o ființă divină. Unul dintre voi probabil că nu știa că este o ființă divină. Considera că este doar o ființă fizică, cu motivații sexuale, cu motivații financiare. Celălalt, am spus, cealaltă, în mod special, sau cealaltă persoană. Ea, sau energia feminină, are, eu, vedeți, este chiar fusta, zona de jos, primele două chakre. Primele două chakre. Sunt spiritualizate. Stabilitatea ține de spiritualitate, de stabilitate în noi. Iar sexualitatea este sacră pentru acest personaj, pentru ea în mod special. Eventual, el învață alături, pentru că nouă arată calea și celălalt urmează. Nouă inspiră. Venus în scorpion, nu în scorpion, a zis scorpion, o fi și Venus în scorpion, vreau să zic Venus în fecioară. Valetul de monede ar putea să fie un Marte sau Mercur în semn de pământ. Semn de pământ. Taur, fecioară, capricorn. Cu 9 și cu 1, 10, iar o chestiune care ține de carieră. Împreună puteți să creșteți, creșteți și financiar și în carieră, dar atracția este mare. Alegeți dragostea, iubiți-vă așa cum sunteți. Nu uitați că sunteți ființe divine. Și că meritați cele mai frumoase lucruri pe care viața vi le oferă. Parcă totuși am spus că el nu se simte pregătit. Posibil el nu se simte pregătit și financiar și poate social, profesional. Deși și ea îl iubește și ea îl place, dar în mod special el. În mod special el o adoră și, repet, are o nesiguranță. Din acest punct de vedere, nu din punct de vedere sexual, nu din punct de vedere emoțional, pentru că simte, ci din punct de vedere financiar și socioprofesional. Și fă ceva pentru cineva. Uite, oferiți-vă atenție. De fapt, oferă atenția cuiva. În cazul în care nu sunteți împreună, ca să mențineți vibrația înaltă, oferiți atenția cuiva. Nu înseamnă să vă duceți să faceți sex cu altcineva, nu. Bănuiesc că ați înțeles. Păstrați-vă sufletul deschis și pasiunea, fiind creativi, dinamici, protectori cu alții, ca atunci când vă veți întâlni, dacă vreți să vă întâlniți, să fiți în vibrație bună. Să fiți în vibrație înaltă. Cam atât deocamdată. Like attracts like. Am zis că și unul și celălalt vă iubiți, asta simt. Și unul și celălalt vă iubiți, și unul și celălalt vă simțiți atrași față de celălalt. Și
Știi ce mai simt? Simt că ea are acces la inima lui. Nu cred că sunt multe femei sau cred că este singura femeie care are acces la inima lui. Uite ce frumos. Și din acest motiv, el își dorește nu să o lege în sensul obsedant. Ceva, cum să exprim? Nu își dorește să fie separat de ea. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Cei care ați ales numărul 2, acest cuarț alb translucid. Rămâne de văzut câtă sinceritate este. Ia uite, asul de cupe. Dar, dragoste, vreau să zic de puritate. E un anume tip de puritate, de emoții, în mod special. Wow! Îndrăgostiți, steaua. Dacă e distanță mare între voi, acest personaj vrea să vină. Vrea să vină. E conștient că trebuie să învingă distanța și să aleagă această mărturisire, o călătorie în care va mărturisi că sunteți tot ce v-ați dorit, ce și-au dorit, pardon, că își doresc un anume tip de împăcare eventual, asta înseamnă vindecare și cavalerul de cupe, de împăcare, de romantism, vor să înceapă ceva nou. La asta se gândesc, asta simt. Asta simt. Hai să vedem. Odată. Ia, doi de cupe. Simt că sunteți sufletul lor pereche, dar vedeți, unul este aici, în alb, celălalt este în umbră. De-aia a apărut și steaua, distanța în care trebuie să vă vindecați, separarea. Steaua apare după 16, da? 17. Steaua și apare după turn, după separare. Dacă a fost separare, nu știu de cât timp, poate să fie de puțin timp, de mult timp, această separare a fost necesară ca să vă vindecați. Nouă de spade, griji. Odată. Mă, dar nu mă lasă să vorbesc, mai. Nu mă lasă, temperanța. Nu prea mai are răbdare. Dar trebuie să se calmeze. Trebuie să se adune. Iar două cupe împreună vă echilibrați emoțional, dar vedeți voi, unul am senzația că are mai mult decât celălalt. Și de-aia separarea și vindecarea a fost necesară ca și celălalt, pentru că nu poți să intri în relație cu cineva cu sufletul jumate gol. Nu, nu-i normal. Hai, mai lasă-mă să citesc. O dată, de două ori, de trei ori. Văd valetul de monede. Și ar dori să comunice, să încerce un gest practic. Între timp, studiază cum să vă abordeze. Ia, wow, trei de cupe, ce frumos. Nouă de cupe. Ha. Și cavalerul de cupe, ce frumos. Cupe, cupe, cupe. Emoții, emoții, emoții. Copleșitoare. Ce mai simți că el, așa sunt ghidată să spun, el a avut tendința să fie mai egoist, eventual concentrat pe distracții, pe petreceri, poate chiar pe exces de băutură. Posibil aveți de-a face cu un personaj care are marcaj puternic în semnul racului, scorpionului sau peștilor, sau poate amândoi sunteți semne de apă și atunci fiecare vine cu oceanul său. Și ce faceți? Inundații. E un anume tip de mândrie și de egoism în care cred că trebuia vindecat. Sper că s-a vindecat pentru că acest personaj vrea să vină totul să comunice. În sfârșit ia cupa în mână. Aici are brațele încrucișate chiar pe piept. Dacă până acum nu a spus ce simte, chiar dacă a simțit foarte mult, a spus foarte puțin. E conștient că trebuie să comunice mai mult
aveți de-a face cu un personaj care are tendințe să fie cam, să fie excesiv. Să fie excesiv, uneori se pierde în relațiile cu prietenii care nu sunt tocmai cei de cea mai bună calitate, dar ce-și dorește, în mod special vorbind despre voi, să vă întâlniți doi într-una și să aveți o întâlnire romantică, să vă scrie poezii, să vă cânte, cavalerul de cupe cel mai romantic din trei cavaleri. Să vă vindecați prin complimente, prin cuvinte frumoase, toată situația prin care ați trecut. Și în primul rând, situația implică mare distanță, steaua. Poate unul este public, poate unul lucrează în public, poate unul este vreo stea de cinema, dar nu obligatoriu. Însă, este, iar pare un ideal greu de atins cu steaua, dar totul ține de determinarea voastră, în mod special a energiei masculine, pentru că faetonul totuși energie masculină, cavalerul de cupe masculin, în aceste de cărți, nouă de cupe, este și el tot masculin. Posibil pentru unii simt că e distanță peste hotare. Destul de mare. Da, acest personaj vrea să vă cucerească. Nu întâmplător, în această carte, renunță la hainele trendy, eu știu, pe care probabil le mai poartă, are un stil de a se îmbrăca așa mai confortabil și își pune armura. De ce? Ca să vă cucerească. E conștient că mai aveți și alte opțiuni și voi și ei, trei de cupe, prieteni. Poate a fost un triunghi amoros, nu neapărat, dar, wow, ia uite, turnul. Separarea, am zis că steaua vine după turn. Separare bruscă a fost, întâlnire bruscă, 10 de cupe. Întâlnire de gradul care vreți voi, 10, 16, 20, da. Am senzația că pentru unul dintre voi vine dintr-o familie foarte bogată, foarte puternică. Însă, asta nu spune nimic. Din punctul meu de vedere, într-o poveste de dragoste, asta nu spune nimic. Pentru că cei doi trebuie să relaționeze de la suflet la suflet, de la minte la minte, eventual trup, minte și suflet. Cam asta ar fi cele trei cupe, da? Oarecum. Mai deviez un pic de la înțelesul clasic, dar probabil că are sens în această prezentare. Cred că acest personaj când v-a întâlnit a văzut numai curcubee, păsărele, fluturași, unicorni. Așa simt că s-a îndrăgostit la prima vedere. A fost o întâlnire trăsnet în care a trebuit acest personaj să-și înfrunte măștile. Trăia într-un turn, în ce sens? Într-o construcție tradițională, financiară, foarte confortabilă și foarte înaltă, am zis, posibil să vină dintr-o familie cu bani sau să aibă unul dintre voi o poziție mai specială, dar apare această trezire. Turnul și asul de spade, wake up, wake up, omule, trezește-te, că te-ai cam îndrăgostit. Judecata, ia uite, judecata, ia uite, asta e o pasiune între două suflete pereche, pasiunea lor, nu știu dacă și a voastră. Dar aici era umbra în care stăteau ei, în care își țineau și poate și acum își mai țin sufletul. În umbră. În ce? În umbra turnului, în umbra familiei. Ah, interesant cum vine mesajul. Dar împreună puteți să creșteți. Și am zis că, iar, unul are cupa mai plină, celălalt cam goală. Cam goală. Ce facem? Aici este o problemuță. Însă, posibil, tot ca un trăsnet, va fi și acest, într-un mod neașteptat, va fi și convorbirea cu voi. Dorința de împăcare, cu 3 de cupe, cu 10 de cupe și cu asul de spade, dorința de a comunica. Da, se dorește împăcare. Reactualizarea pasiunii. Dar toate se fac prin adevăr. Printr-o mărturisire mai șocantă despre ceva, nu știu. Nu știu exact despre ce veți trăi și veți vedea și pentru că este neașteptat, poate să fie și mâine,
poate să fie și peste un an. Și credeți-mă, eu am ascultat etalări dinainte să încep acest canal și am studiat cum se manifestă. Poate să fie și peste nu știu cât timp. Da? Nu ne dorim așa ceva, într-adevăr, dar e posibil. E posibil să-și dorească să comunice cu voi de când s-a despărțit și tot nu s-a marcat, ce obicei mi-a făcut și eu, și tot nu a materializat această dorință. Dar ceea ce simte că trebuie să vă cucerească. Ce drăguț! Câinei place că râd să asculte în altă parte. Știți, e o expresie, flutură în stomac, acest personaj simte, ne uitați, peștișor în stomac. Peștișori în stomac. Asta simt acest personaj. Și cui ne place că râd sau când mai râdem, cei care îndrăznesc să fie autentici în etalările de tarot și nu sunt crispați și prea tradiționali, asta e. Simte pentru voi. Simte că sunteți o binecuvântare. Trei de cupe în aceste de cărți mi-aduce aminte de cele trei grații. Mi-aduce aminte de Botticelli, de artă. Poate e o chestiune între voi, ceva legat de artă. Nu musai vizuală. Poate să fie și de altă natură, dar cele trei grații. Ursitoarele. Interesant. Probabil că simt că sunteți ursiți. Ursiți, în fine, dacă e cuvântul potrivit, să fiți împreună? Cred că totuși e corect. Unor mai greșesc, că mă ia emoția, mă ia valul, simt energiile din cărți, dar... Da, interesant, vedeți, acest personaj a fost și are tendințe egoiste, tendințe către exces pentru băutură. Și ce vreau să zic, interesant, vedeți această curea. Și a blocat primele două chakre pentru bani. Băi. Pentru bani, prima și a doua chakră pentru bani. A doua chakră fiind la sexualității, dragii mei. De ce l-a blocat? Pentru bani, repet, posibil vine dintr-o familie cu bani sau așa am fost învățat în familie să se concentreze pe bani. Păcat. Da. Da, simte atâtea emoții și da, a fost nevoie de vindecare ca să înceapă să-și descopere încrederea în ei dincolo de ce au învățat acasă și prin familie. Și eu știu, educația pe care au primit-o în cercul lor cultural, să învețe să-și deschidă inima, pentru că au blocat și inima. Să comunice, vișudii, apropo, vișudii, interesant ca și băut apă în această etalare, să comunice ceea ce simte și să vadă cu încredere altfel lucrurile. Blocată iar conexiunea la divinitate, de ce? De nevoi sexuale este blocată. Sexualitatea ar trebui să fie sacră, de el o blochează el. Blocat-o, să sperăm că o transformă. E o stare de dor între voi. Nu e o stare de dor, de tristețe, 3 și 4. Dar și de speranță, că 9 de cupe este speranță, pentru că voi sunteți tot ce și-au dorit dintr-un anumit punct de vedere. Chiar dacă dați zice voi că nu sunt chiar așa strălucitoare, nu sunt vreo frumusețe, nu sunt nici bogată, nici... Mai, aveți altceva, este aura voastră, apropo de ursitoare. Ați fost... Unele dintre voi, interesant ce simte acest personaj, simte că ați primit la naștere niște daruri foarte puternice. Wow, ce frumoasă! Da. Mesaje. Nu sunt prea multe, acestea au alunecat. Câte emoții. Am zis, peștrac, scorpion, în special. Wow! Doamne, mai trebuia ceva?
Dragoste adevărată. Deci acest personaj simte că e dragoste adevărată între voi. Asta simte el, ea. La capătul puterii, la capătul setului de cărți, priviți la puterea voastră interioară. Am zis că vă vede ca pe ceva foarte special, cu niște daruri foarte speciale. Că ați fost ursite? Mai iar zic cuvântul ăsta. Ați fost... adus în acest plan material cu un scop foarte înalt. 11, numărul flăcărilor gemene, nu vreau să vă distrag atenția totuși, dar 11 este și numărul justiției. Sunteți chemați să echilibrați, să aduceți dreptate în viața multora, prin prezența voastră, inclusiv emoțional, inclusiv sexual. Wow! Interesant, am văzut o cupă în umbră, ia uitați, aici acest personaj este în umbră, este în lumină, este deschisă către divinitate. Am zis de artă, apare aici menestrelul, cel care cântă, mai devreme am vorbit de Botticelli, de artă, pictură clasică, deși nu asta e vorba de clasic, ceva legat de artă probabil că... Este o informație care corespunde cu unii dintre voi. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Am văzut în timp ce a pus cartea practicați compasiunea. Ia uitați unde am fost la practicați. Numărul 15. A fost o situație toxică. Am zis, acest personaj are adicții, are frici, are niște, poate chiar prieteni de vibrație mai joasă și are nevoie de compasiune, de înțelegere, eventual. Hai să vedem. Pisicuța mea e pe afară, una dintre ele. Sper să știe să se așeze într-un loc odoros până termin. Curățăm cărțile. Aici a venit ceva numărul 3. Cei care ați ales această piatră verde? Am zis că eram între jadul verde... Și acesta nu știu exact ce este, dar am zis mai să mai pun totuși ceva mai deschis. E frumos și verdele. Verdele ține de vindecare, de Arhanghelul Rafael, da, evident. De vindecare și de bani și de dragoste. Abundență. Aici a fost ceva? Da, vor cavalerul de cupe. Ce simte? Nevoia să comunice. Să comunice... Ceea ce simte, își dorește să comunice ceea ce simte. La capătul setului de cărți, că am vorbit de material, monede, apropo de bani. 7 de monede, 6 de monede, 5 de cupe. Da, atracție fizică a fost între voi, emoții răvășitoare. V-a simțit ca acasă, dar în familia voastră sufletească, nu acasă la mama sau la tata, unde nu tot timpul te simți bine. Ați simțit copilul, ia uite, zero, ați simțit nebun în dragoste și unul și celălalt. Și ei, zero. S-au simțit ca niște nebuni, da, îndrăgostiți. Ca, mai ales ei. Nu ele, ei. Au simțit că au luat premiu cel mare. În sfârșit au luat și ei premiu. Poate n-au luat premiu niciodată. Da, nu, asta e important. S-au simțit... Nu știu, v-ați recunoscut sufletul. Nu știu cât i-ați dat sufletului ce are, pentru că a fost și atracție, valetul de bâte. Ceva ce au simțit. Au simțit că sunteți originali, că sunteți altfel, poate că sunteți mai tineri, păreți mai tineri decât sunteți, că sunteți creativi, dar ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat de v-a pus să vă gândiți, să judecați un pic. E bine, nu-i bine, pentru că emoții, pasiune au fost și sunt. Dar trebuie să judecați. Ce să fac? Ce să fac? Ceva s-a întâmplat. Judecata poate apare după moarte, da? Adică un anume tip de separare s-a întâmplat între voi. Care ia ca aduce 5 de cupe, regrete. Regrete că... Interesant, poate a intervenit ceva între voi. Dar, cred că în mod special ce a intervenit, au intervenit nevoi financiare sau alte persoane care cereau bani, care cereau altfel de atenție, nu musa emoțională, nu cereau emoții.
6 de monede și 7 de cupe. Acest personaj își dorește să se reechilibreze financiar ca să investească în această relație, ca să creșteți împreună. 6 e numărul anului trecut, 7 e numărul acestui an, despre care vorbesc în foarte curând. Dar își dorește să fiți stabil împreună. Dar știe că înainte de orice trebuie să comunice ceea ce simte. Că nu-i suficient să simți atracție, nu-i suficient să simți emoții, important este să și comunici. Ia uite, băi, deci nu se poate, ia uitați. Moartea, am vorbit de moarte și renaștere, ia uite. Probabil, acest personaj nu e obișnuit. Dacă aveți de-a face cu un bărbat, acest bărbat nu este obișnuit să își exprime emoțiile. Dar în preajma voastră o va face, va învăța. Valetul de monede învață, este ucenic în dragoste. Așa simt nevoia să zic, ucenic în dragoste. Și asta este o mare, mare dragoste. Am văzut mai devreme cum a luat premiu. Voi sunteți foarte speciale în fața lor, în sufletul lor. Dar acești oameni au fost obișnuiți să fie mai sobri, poate au avut probleme financiare din copilărie, poate au venit dintr-un cuplu cu probleme, poate au avut un tată autoritar. Sunt multe chestiuni. Da? Moarte, am văzut moarte și renaștere. Îi provocați la transformare, îi provocați să se lupte, să fie combativ, să se zbată, sângeloși, dar știu că... Gelozia nu este bună. Pentru acest nou capitol care a trebuit să se manifeste turn. Dacă au fost alte opțiuni, cum am zis la un moment dat, parcă, dar nu musai, posibil și erotice, dar nu musai. Opțiuni, repet, am mai spus, nu mai știu la ce... Etalare, cred că la 1. Opțiuni poate să fie personaje din familie care cer bani sau care au nevoie de atenția noastră, să îngrijim, sau joburi sau colegi, da? Proiecte. Dacă au fost alte opțiuni de partea voastră, de partea lor, acestea v-au separat. Poate și drumurile unuia altuia, poate au fost drumuri la distanță, peste hotare. Ia uite, diavolul, este obsesie. Este kind of session. Da. Regretă foarte mult că a pierdut această ocazie cu voi. De-aia ați ales numărul 3, poate, sau verdele, pentru că verdele ține și de vindecarea chakrei. Ia uite, ce simte soale, fericire. Voi sunteți lumina vieții lor. Voi îi treziți. Deja lumea încep să vadă și ei ce se întâmplă în jurul lor, pentru că până acum s-au concentrat pe chestiuni foarte primare, aș spune. Bani, sex, distracție, confort și cam atât. Acum văd universul cu alt ochi. Îi faceți voi să vadă. Și stau și se gândesc. Cu patru de spade și cu soale, iau te judecata. Gândesc. Este eremitul varianta mică pentru mine. Poate sunt aspecte. Mercur în fecioară sau, eu știu, Mercur în mod special. Poate și Marte în fecioară cu 7 de monede. O dată, de 2 ori. Ia uite, de 3 ori. 4 de cupe, pun la loc. Dar am zis că regretă, că a pierdut ocazia, că nu a exprimat, că s-a lăsat influențat de, sau influențată de alte chestiuni. Dar vrea să vă cucerească 6 de bâte. Am zis, ia uite, e 8. Mai... Deci aici este, acest personaj este, pe lângă obsesia fizică, atracție imensă, huge, magnetism imposibil de exprimat, există și emoții. Am zis, voi treziți trăsnetul, am văzut și la turn, voi treziți emoțiile voastre, dar sunt altfel de emoții pe care nu le-au simțit never ever, niciodată. Și își doresc foarte mult să fie oameni stabili, fizic, financiar, ca să se implice, să vă cucerească, să vă cucerească. Cu alte cuvinte, undeva în mintea și în sufletul lor își doresc și ar dori. Rămâne de văzut cum se materializează. Să fie oameni stabili, uite, împăratul. Să fie stabil și am început cu împăratul. 10 de cupe. Să muncească pentru stabilitate. Să fiți un cuplu fericit. Asta este visul lor. Nu știu, visul lor. Să fiți un cuplu fericit. Și să muncească 8 de monede
pentru această fericire, pentru stabilitate, casă, ia uiteți, casă, 4, casă, să fie, nu șefi în casă, nu, să fie soțul vostru, asta aș vrea. Acum, vedeți voi, 10 de cupe pare un ideal. E soarele, varianta mică. Să aveți copii, să aveți pisicuțe, cățeluși, tot ce vreți voi. Tot ce vreți voi și casa să fie frumoasă, să fie bine, prieteni, să fie tot ce 10 de cupe. Nu doar abundență fizică, nu doar bănuți, ci și fericire. Dar acest bărbat trebuie să învețe să se echilibreze. Interesant, roșu și albastru sunt culorile flăcălor gemene. Pe lângă pasiunea pe care o are, trebuie să învețe să fie și mental. Dacă a fost până acum mental, trebuie să învețe să fie creativ, să-și urmeze și spiritul și nevoile trupești și nevoile sufletești. Suflet, minte, corp. Interesant, da? Alb, albastru, roșu. Alb, albastru, roșu. Sunt niște oameni care tot atacă această și vor mai ataca mult timp, șoricei aceștia, vor ataca mult timp lucrarea. Ați văzut mai devreme 6-7, acum apare 8 de monede. Felul în care vor încerca să se implice în această relație. Poate sunt foși, poate sunt rude, poate sunt prieteni care vor încerca să mănânce, să zic, roadele muncilor în această relație, să vă afecteze fericirea. Dar mai, când aveți de-a face cu un asemenea personaj care s-a îndrăgostit, care își reorientează tot focul pe care îl are regele de bâte, da, foarte sexual, foarte alfa, un personaj alfa, dar care învață să simtă, am văzut și regele de spade, personaj alfa, dar la regele de spade lipsesc emoțiile. Acum acest personaj descoperă că poate, ba chiar am văzut și regele monede, deci 3 regi am văzut până acum și cu asul de cupe descoperă că simte, că iubește și vrea să fie un bărbat complet, că asta înseamnă împăratul, să fie, da, toți cei 4 într-unul și doar împreună cu voi. 10 de cupe central, e 10 de cupe central. Prima este dorința de stabilitate financiară, energetică, sexuală, de creștere spirituală într-un anume fel. Acest personaj își dorește, că am vorbit de moarte, nu? 8, casa 8 a scorpionului, de moarte și transformare. Deci dorește să se transforme de la ce? De la un om simplu, la un rege, la un împărat. Este ambiția lor. Și asta pentru că sunt îndrăgostiți. Iar 5 de spade... Au fost defensivi pentru că au avut multe probleme. Multe probleme. Poate cu o altă femeie, dar în mod special cu mama, probleme acasă, multe griji. Sau nu știu care, unul dintre voi ați avut, sau poate amândoi. Dar. Acum toată forța vor să o reorienteze către această relație. Și dacă or fi fost, poate unii, un anume număr dintre cei care ascultați și căsătoriți, acolo n-a fost fericire, măi. De-aia apare nevoia de transformare. De-aia apare moartea, moarte și renaștere. Am văzut 2 de cupe. Curățăm cărțile. Ia uite, 15, am văzut numărul diavolului a doua oară. Practicați compasiunea, eventual dacă vreți, așa vă sugerează și îngerii și ei. Aveți un pic de înțelegere față de ei. Vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, pentru că și ei văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Iar apare șoricele. Au niște personaje în preajmă care îi cam i-a influențat, nu cred că o să mai aibă putere. Vor învăța să se iubească așa cum se iubesc, cum trebuie, pardon.
să se iubească și să vadă că într-adevăr sunt ființe divine. Împăratul este bărbatul divin. Ce înseamnă asta? Un bărbat cu complet și conectat la divinitate, care știe că are un rol deosebit și nu tradițional musai, e bărbatul divin, da? Cât știe că fără Dumnezeu nu poate să facă nimic. Acest personaj, dacă n-a avut credință, va descoperi credința. Vreau să vă ofere cadouri. Da, simt nevoia să mai iau încă o carte? Da. 2 și cu 1, un nou capitol în această perioadă. Se gândesc că își doresc să aleagă dragostea. Uite, 10 și de cupe. Se vede mare, da? Să aleagă dragostea, sunt conștienți că trebuie să muncească și vor să fie stabili. Ah, ce frumos! N-a apărut cavalerul de cupe, dar probabil că v-ar spune prin acest mesaj. 20. Cum ar putea să se împace cu voi? Pentru că vă iubesc. Aceste cuvinte, ia uite. Și dacă iubiți și voi, aveți răbdare. Aveți răbdare. Că dragoste este. Și cred că și voi simțiți. Ia uite, singurul lucru real este dragostea. Și voi simțiți un anume tip de dragoste. De emoții, de, nu mai zic de pasiune, dar în mod special, vedeți, cupele, toate aceste ideale și toată această fericire sunt flancate de elemente care țin de material, de stabilitate. Material, material. Și 4 plus 4 ajunge la 8. Cu alte cuvinte, acest personaj trebuie să dubleze efortul în a se aduna, în a-și aduna toate forțele. Interesant cum vin mesajul. Toate forțele ca să fie cu voi. Ca să fie cu voi. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup numai bine. Cei care ați ales acest, cred că e hematit, că e un roșu extrem de intens. Dar mă atrag zgârieturile. Probabil pasiune foarte mare. Dar atacată. Pasiune atacată sau unul dintre voi a trecut prin foarte multe, poate unul dintre voi are cicatrici fizice, poate unul dintre voi a avut o viață agresivă într-un anume fel. Ce apăruse? Aha, aici a apărut valetul de cupe și 8 de monede. Pentru unii simt nevoia să vă transmit că acest personaj se gândește că trebuie să muncească pentru un copil. Să muncească pentru un copil. Pentru că apare, interesant, mama, regina de monede. Dacă sunteți voi, vă convine mesajul. Dacă nu sunteți voi, s-ar putea să nu vă convine. Aici este un blocaj, 8 de spade. Emoții sunt, regele de cupe, 3 de cupe, emoții mari sunt. Dar, ia uite, împăratul. Poate să fie un al treilea element, încă, vedem. Dacă sunteți într-un triunghi amoros, nu știu ce sunteți, a treia parte sau sunteți persoană stabilă. Dar posibil pentru unii, dar nu obligatoriu, nu intrați în panică în cazul în care voi sunteți căsătoriți, că vai cineva are... Nu, o să ai. Am dat mai multe mesaje pentru că e talare colectivă. Interesant. Cu 8 de spade și cu aceste... Cineva cred că a fost pe la închisoare sau a avut probleme. A avut probleme. N-a știut cum să iasă dintr-o situație foarte dificilă, dintr-un întuneric. Și ca să iasă a trebuit să sufere. Interesa Marea Preoteasă? Să învețe să spere, să învețe să se... să-și urmărească motivațiile. Să ne curățăm cărțile numărului. Care era numărul 4? Ce simte numărul 4 pentru voi? Odată. Oh. Ia uite, remitul, tăcere. Tăcere necesară, ia uite, își face foarte mult griji. Foarte multe griji. Poate acest personaj are un trecut mai ciudat, mai controversat. 4 de cupe, regrete. Cavalerul de spade,
Un eveniment neașteptat, o discuție neașteptată care ar putea să fie motivația unui nou plan de, eu știu, manifestare în acest an, dincolo de o tăcere. O tăcere grea. Ați luat și negru, e o tăcere grea între voi. Ar putea să fie și un moment zero. Hai să ne concentrăm o dată. Mă, dar nici tu nu mă lași. 8 de monede. Ok, am înțeles. Muncește. Ok, foarte bine. Muncește. Fă bani. Transformă-te. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Interesant. Cavalerul de spade. Tot apare 6 de cupe. Îndrăgostiții. Ar vrea să spună că iubește. Ar vrea să spună că e îndrăgostit. Și când o va spune, o va face într-un mod foarte brutal. Și poate mai puțin diplomatic. Valetul de cupe, iar... Ah, 3 de spade. Moartea, măi, am zis că sunt suferințe. Dar am zis că au o inimă rănită aici. Poate că acest personaj nu s-a putut implica pentru că are o soție, are un copil. Posibil. Interesant. Simte că relația dintre voi este moartă. Gata, nu mai e nicio șansă. Poate că a trăit o decepție. Sunt multe variante. Hai tu, cred că e nevoie să și clarific. Ia uite, regina de... Vedeți? Pasiune. Un bărbat. Plin de pasiune, că am văzut un negru roșu închis, foarte, foarte închis. Am zis, ar putea să fie hematit. Între o femeie independentă și o femeie tradițională, regina de monede, poate să fie mamă, soție, 9 de monede întotdeauna este singură, preîmpărăteasă, și care trebuie să aleagă și nu știe ce să aleagă. Ia uite, pentru că a trăit numai relații decepționante, blocaj, ia uite, iar 9 de pute, 8 de spade, măi, iar închisori, văd. Deci oamenii mai fac, din păcate, oamenii mai fac și închisori, să știți. Uf, chiar reale, nu doar mentale, dar poate să fie o închisoare mentală, o probleme mentale, interesant. Probleme mentale. În ce sens? Stres foarte mare, depresie foarte mare. Oh, poate a fost și pierderea fizică a cuiva și pierderea cuiva să afecteze capacitatea de comunicare emoțională. Poate cineva a pierdut un copil, interesant, cum vine mesajul. Ce simte pentru voi? Își dorește să comunice ce simte. Dar am senzația că nu poate. Dar hai să vă ajutăm un pic. Trei de spade. Deja eu simt că dau prea multă energie în acest moment. Îmi ia din energie. Simt în plexul solar și la nivelul chakra a cincea a inimii. Deci încrederea, n-au încredere și se simte iubiți. Nu știu ce, voi știți, ia. Trei de spade. O dată. Dacă o femeie poate a pierdut copii cu cineva și nu mai are încredere în alți bărbați, vin mesaje și mesaje. Trei de spade, ia uite. Cavalerul de monede și nebunul. Ar încerca să o ia de la zero și ar dori să o ia de la zero. Nu știu dacă cu voi sau cu altcineva, voi știți. Voi vă știți povestea, story era să zic. Cavalerul de monede. Aici vă semne de aer, pești, scorpion, geme în balanță vărsător, berbec eventual și fecioară. Sau Marte în fecioară, în special. Așa ca și semne. Însă... Și-ar dori din tot sufletul să o ia de la zero, dar știe că pentru acest zero, pentru acest nou început, trebuie să muncească din greu. De-aia a apărut 8 de monede. Trebuie să muncească din greu, să-și pună deoparte. Dacă e căsătorit într-o relație nefericită, ar trebui să-și pună deoparte bani. Dacă oamenii n-au bani, asta e, au nevoie, sunt conștienți că este nevoie de stabilitate. Regrete. Își doresc să iasă, să lase toată, e o nebunie mentală, nebunul și 9 de spade și 4 de cupe. Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat aici. Ia uite, spânzuratul.
stagnări, bătăi, am zis, bătăi, agresivitate, conflicte. Și dragostea asta. Apare și dragostea asta într-un context foarte toxic. Hai, dă și pe moarte o carte. Iată, apare nebunul. Da. Vrea să o ia de la zero. Nu știu, repet, voi știți dacă cu voi sau cu altcineva. Pentru că apare doi de cupe și să construiască o relație de la suflet la suflet, în care e fericit, în care este dreptate, în care se comunică într-un mod vindecător. Mai, nu știu, cine a trăit, ce a trăit acest personaj, poate o chestiune din trecut, sper că nu e cu voi, sper să fie cu altcineva, pentru că ce a trăit acest personaj, vreau să termin mai repede etalarea, pentru că acest personaj n-a trăit dragoste. N-a trăit dragoste. Și vine să plâng, da? Asta e. Hai, curățăm cărțile. Mesaje. Dacă nu rezonați, căutați alt număr. Hematitul, știți, e de protecție. Apropo, ia uite, apreciați acest moment. 33 să însemne ceva. 3 și cu 3 înseamnă 6, dragoste. 3 ține de comunicare. 3 ține de creație, de creativitate, de construcție. Ia uite, o nouă dragoste. Deci dacă voi le-ați adus, măcar vibrațional, dragostea în viață, își doresc prin întâlnirea cu voi o nouă dragoste. Poate nu cu voi, în cazul în care nu se poate, dar cu altcineva care să semene cu voi. Sau care să comunice ca voi. Ia uite, își doresc o nouă dragoste, dragoste adevărată. Vor și dragoste adevărată, dreptul lor, și îmi vine să plâng, dar scuzați-mă, ia uite, forgiveness. Unde am pus? Trebuie să ierte. Să-și ierte trecutul, eventual și voi să iertați, dacă cumva v-au greșit. Ce aici, vreau să plec cât mai repede în această etalare. Nu de altă, dar mă apucă plânsul. Și nu pot, că am și eu pale mele. Le am și eu pale mele. Hai. Gata. Numărul 5. Are 5 pietricele de ametist. Ametist înseamnă comunicare cu spiritele înalte. 5 înseamnă mare preot. Iar unul dintre... Probabil că acest personaj... Frumos ar fi să fie așa, cum zic eu. Dacă nu este el sau ea, sunteți voi. Dar eu zic despre acest personaj. Profesor spiritual, în mod special. Poate să fie și profesor, 5 ține de creativitate, dar în mod special de, eu știu, spiritualitate. Interesant, în timp ce am amestecat setul de cărți, a apărut luna. Dar am simțit nevoia să o las aici, unde a fost ea. Ce simte? Simte oarecare reținere. Simte că sunt multe confuzii, multe lucruri despre care nu știți niciunul, nici celălalt, despre unul, despre celălalt. 3 de cupe. Dacă a fost un 3 de cupe, un triunghi amoros, se explică aceste secrete, aceste umbre, aceste... Dar, luna, dacă acest personaj este intuitiv, este evoluat spiritual, intuiește că sunt multe traume din copilărie pe care le puteți vindeca. Le puteți vindeca cu speranță. Însă, repet, posibil energia masculină nu prea a exprimat ce simte, poate că energia masculină o are o altă femeie în preajmă, care are nevoie, că am văzut triunghi amoros, care are nevoie de material, aș spune, de stabilitate materială, o mamă, o soție, o prietenă pe termen lung, așa, și din cauza aceasta nu s-au exprimat emoțiile. Din acest motiv a apărut turnul. Separare. Hodorong, tron, brusc, ok. Dacă e o altă persoană, îmi iau tărpășița și plec. Plec către soare. Plec să-mi schimb destinul. Asta. Vreau să renasc. Moarte și renaștere. Am un scop în viață. Și-l știu. Nu stau să plâng după nimeni care nu-mi oferă reciprocitate. Ok, este pasiune, dar acest personaj trebuie să aleagă între pasiune, între obligațiile pe care le are la nivel tradițional și creșterea sa spirituală. Da? Interesant. Apare movul și apare și femeia. Posibil, repet, femeie. E interesant și soarele în aceste de cărți este reprezentat de energia feminină și este masculină. Acest personaj este, cred că aveți de-a face cu un profesor spiritual care este pus într-o situație foarte neplăcută de a fi în preajma unui personaj care este foarte logic, foarte mental, nu și-a deschis sufletul încă,
poate că urmează. Repet, poate mai are obligații cu regina de monede față de alte, de altă femeie. Aici, uite, trei de spade. Dezamăgit. Păi măi, eu vreau împărat. Eu vreau un împărat, cu alte cuvinte, vreau bărbatul divin. Pentru că sunt o femeie divină. Am văzut steaua și soarele, da? Sunt o femeie divină. Nu mă pune tu, eu știu cine ești tu aici, să sufăr. Că am suferit destul. Trei de spade. Trei de spade, interesant. Și energie feminină. Da, foarte supărat. Foarte. Deci ceva... Da, simte că s-a făcut o nedreptate față de el, de ea. Magician. Vrea să manifeste... Protecție. Protecție. Dacă pot să mă protejez, să fii, eu știu, protectorul meu, bărbatul meu, bine. Dacă nu, iau-te, regina de spade. Din punct de vedere mental, ați putea să comunicați destul de bine împreună, simt. Ce simte numărul 5 pentru voi? Ia, 5 de cupe. Da, e într-o stare de regret. 5, interesant, tot 5. 5 de cupe. Regret. Regretă, e supărat. Dar, ia, se conectează cu luna. Simte cu o nouă dragoste. Poate să renască în sufletul lor. Că poți să aibă victorie. Că poți să fie, ia, împărătese. Dacă își ascultă data viitoare mintea, nu sufletul. Interesant, asul de spade, pe trei de spade și regina de spade. Da, sunt conștiente. Doamnele, în mod special, vor o relație stabilă cu oameni puternici, 8 de, 8 de putere, vreau să zic, un bărbat puternic. Da, a apărut și împărat, așa, împăratul și apare și împărăteasa. Ori ești împăratul meu, ești un bărbat puternic, concret, coerent, drăgăstos, tot ce trebuie. Ori nu. Cu alte cuvinte, acest personaj vrea totul sau nimic. Și dacă nu-i nimic, ok, înțeleg, ok, asta e, înțeleg că sunt mare preoteasă, sunt tot ce îmi doresc eu să fiu. Da? Intuiția le spune că împreună puteți să vindecați traume. Dacă voi aveți traume, dacă ei au traume, împreună puteți să vindecați și să duceți către succes. Către șase de spade această relație, către creștere, abundență. Dacă voi sunteți împărați, ele cred că merită să fiți împreună și să lăsați în urmă această decepție. Eu nu știu, o oportunitate pierdută, dar... Mai amestec o dată. De trei ori și tare. Sper că Merlin s-a băgat undeva la cădurică. Imediat, Merlinuță. Regina de spade, am văzut că meditează. Ia uitați-o. Meditează, stă și se gândește. Da, sul de cupe. Luna. Și doi de băte. În primul rând, în această perioadă, acest personaj își face planuri. Un program pentru anul care vine. De călătorie posibil, interesant. În această perioadă, da, acest personaj își face planul de călătorie. Poate are de călătorit undeva prin lume, din niște motive. Eventual, nu mai vrea să stea pe loc. Vrea să fie o perioadă mai dinamică. Dacă această pasiune îi sau le ține pe loc, posibil. Posibil să-și dorească ceva mai puțin confuz, mai luminos, mai puține umbre. Asul de cupe, luna. Dragoste au, dragoste simt pentru voi. Asta ca să știți. Deci vă iubesc. Vă iubesc. Își doresc să ofer această dragoste. Este cu acest vas plin de culori, de curcubeu, în brațe, în mâini. Dar dacă se păstrează aceste confuzii, vor fi nevoiți să aleagă o nouă cale, o nouă direcție.
Dacă nu sunteți împărați pentru aceste femei care sunt, ia uite, împărătese, mari preotese. Da? A fost o romanță. A fost o romanță. Poate așa, un pic mai cu magicianul și cavalerul de cupe, așa, mai manipulatoare. Au pus granițe, 9 de bute. Și au încercat să evite dezamăgirea. Dar cred că n-au reușit pentru că s-au îndrăgostit. S-au îndrăgostit. Dacă ceva s-a întâmplat între voi, să știți că suferă personajul. Dar aș vrea să clarific luna. Teresa, la 4 și la 5 am simțit nevoie de clarificare. Clarificăm luna. Marcaj puternic în semne de apă, pești, rac, scorpion și ceva leu, berbec, săgetător, leu, săgetător. Și poate și berbec. Luna, clarificăm luna. Luna, poate că visează. Ia, luna. Patru de spade. Da, ascund, că încearcă să se vindece de această dezamăgire. Luna și ascunde. Poate că nu vedeți, poate că vedeți latura lor luminoasă, nu știu, poate îi vedeți latura lor dinamică, creativă, doi de bâte, poate îi vedeți cum își fac planuri de, știu, de călătorie, de eu știu ce vor să facă în acest an. Dar unii dintre ei ascund o suferință și, în primul rând, dacă știți că între voi ceva s-a întâmplat, suferă, se vindecă cu patru de spade, da, vor să renască, moarte și renaștere. Moarte și renaștere. Cartea Scorpionului, da? Și sunt conștienți că am vorbit de un personaj care e persoană spirituală sau plecat către creștere spirituală. Sunt conștienți că dacă vor să renască, trebuie să-și păstreze speranța, dragostea în ei. Și ce mai este, ce mai simt? Sunt conștienți că trebuie să vă ierte sau să se roage ca relația dintre voi să rămână într-o vibrație bună, ca să poată să manifeste tot ce e mai bun, evident. Asul de cupe, ce simt? Asul de cupe. Patru de spade, meditează. Interesant, simt că relația dintre voi le-a atins sufletul și le-a adus aminte de niște traume din copilărie, afară de ce s-a întâmplat între voi doi. Ceva, le-ați adus aminte de mamă, de relația cu mama, de relația de acasă, poate chiar și cu tatăl. Da, vor să înceapă ceva nou. Și-ar dori, eventual, eu știu, dacă s-ar face un gest de împăcare, probabil că l-ar primi, doi de cupe. Însă vor să fie dinamici, vor să fie în lumină, vor să investească în lucruri care țin de spiritualitate. Mersi. Să lase în urmă decepțiile și dintre opțiunile pe care le au, să meargă cu ce? Cu... Să lase decepțiile să meargă, ia uite, cu răbdare către împărat. Dacă voi vreți să fiți împăratul lor, bine. Dacă nu, vor călători prin lume, vor... Nu știu, vor manifesta. Ia mai dăm pe doi de bâte. Vor încerca să manifeste tot ce trebuie ca să-și întâlnească bărbat. Ia uite, regina de bâte. Da, vor să fie veseli. Vesele, dinamice, creative, în lumină. Dacă vrei să participați la această... Vedeți? Aici este bâta sus, învicătoare. Aici ea. Se pregătesc să ia, interesant, se pregătesc să iasă în evidență, într-un anume fel. Nu știu dacă musa e față de voi, față de public. Sunt deja în centru, se vede o lucrare personală, o transformare. Au suferit. Asta ca să știți că au suferit din dragoste. Din dragoste în general și cred că și față de voi. Asul de cupe. Simt nevoia să clarific și asul de cupe. Clarificăm eu asul de cupe pentru numărul 5. Regina de Pute este foarte creativă. Vor să iau un nou capitol. E un nou capitol. Dacă această iubire s-a încheiat, nu știu ce simt nevoia să plâng. Să știți că au plâns, să știți că au suferit,
și s-au transformat, sunt în continuare pe cale să se transforme 8 de cupe, dar sunt conștiente sau conștienți că trebuie să meargă către soare. Dacă voi vreți să fiți stabil, regele de monede, să vă împăcați, să fiți în echilibru și să manifestați optimism și nu să o țineți într-un blocaj mental printr-un anume tip de acțiuni, bine. Dacă nu... Nu știu, știți ce? Simt că acest personaj a suferit în general. Nu doar din cauza voastră. În general, acest personaj a suferit. Nu întâmplător ați ales movul, pentru că movul, violetul, care ține de spiritualitate, este ultima chakră. Ca să ajungi la ultima, trebuie să treci prin toate celelalte. Trebuie să treci prin toate celelalte. A trecut prin foarte mult acest personaj. Da, apare și profesorul spiritual, mare preot. Tradiții versus spiritualitate. Își doresc o relație stabilă cu mare preot. Își doresc oameni asumați și evoluați. Dacă voi vreți să fiți parte din acest nou capitol, bine. Să-mi iau o carte pentru lumea. Am o carte și pe lume și pe asul de cupe. Asta e mai. Deci vor să inițiați ori voi, ori ei, această dragoste. Magicianul, îndrăgostiții și valetul de bâte. Da, chimia, atracție foarte mare este între voi. Foarte mare este. Aș spune devastatoare, pentru că acest personaj suferă. Suferă și din cauza atracției, suferă și din cauza emoțiilor și... Dar nu mai vrea să sufere, pentru că a suferit prea mult. Cu alte cuvinte, dacă tot e dragoste, dacă tot e atracție, păi hai să manifestăm dragostea și să lăsăm în spate imaturitățile, hai să fim creativi, hai să fim inovativi, hai să facem ceva care să strălucească în lume cu această dragoste, decât să stăm în aceste decepții. Cu alte cuvinte, bărbatule, implică-te! Implică-te. În spatele granițelor este o împărăteasă. Da? Implică-te. Trei de monede înseamnă creativitate, cavalerul de cupe comunică din suflet, romantic, creativ, în toate felurile. Implică-te, dar la modul matur. Totuși, la modul matur. Curățăm cărțile. Embrace your emotions. 18, apropo de lună, 18. Are multe emoții, multe vise, unele mai triste, altele pline de speranță, referitor la ce ar fi putut să fie între voi. Dacă vreți să manifestați magicianul, această dragoste, manifestați. Dar acest personaj, repet, dincolo de ceea ce ați văzut voi, a suferit. Și dragostea face diferența. Cine înțelege acest lucru? 3 și cu 1, 4, că am vorbit de împărat. Dragostea face diferența. Dacă voi n-ați înțeles că dragostea face diferența, acești oameni se vor duce într-o nouă direcție. 3 și cu 1. O nouă direcție. Magicia nu am văzut, da? Își vor întoarce inima către lumină. Ia uite, vai, ce frumos. Și vor manifesta miracole și binecuvântări și vor manifesta un cuplu adevărat, 2 și 8, iar un magician. Un cuplu, deci acest personaj, dacă este persoană dezvoltată spiritual, vrea să manifeste un cuplu perfect. Perfect, bine. Un cuplu care crește împreună. Suflete pereche, flăcări gemene, o dragoste. O conexiune care, dincolo de orice explicație logică, nu îi interesează, probabil sunt niște chestiuni de comunicare, diferențele dintre voi, ci cât vă implicați și unul și celălalt, cât vreți să creșteți în această relație. Dacă vreți să vă ascultați, să vă ascultați inima bine, dacă vreți să intrați în această nouă dragoste, bine, e o nouă dragoste, e ceva nou. Nou, adică, nu zic de ieri, de câteva luni, da?
Dacă vrei să îmbrățișați această dragoste, bine, dacă nu, acest personaj va încerca să-și manifeste și să-și creeze dragostea de care are nevoie. Îndrăgostiți și Union of Hearts. Cu alte cuvinte, nu-i cu voi, este cu alt suflet pereche. Pe care îl va găsi. Îl va găsi mai devreme, pentru că știe să manifeste acest personaj. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!